Berbec. Într-adevăr, recapitulează până spre 20 ianuarie tot ce s-a întâmplat în 2020 și deciziile pe care le-au luat sau felul în care s-au poziționat față de evenimente, evenimente mari privind cariera, dar și casa. Cariera care a putut afecta căminul și casa. A fost un an tensionat pentru berbeci, ca și pentru raci, balanțe și capricorni, dar 2021 se anunță mai bun. Așa că fac această recapitulare și deschid o perspectivă de viitor cu noi idei, noi planuri, noi proiecte foarte îndrăznețe. Probabil că mulți au de zis despre planurile lor lucruri, dar nu prea placă urechea și așa e foarte bine. Planurile cele mai mari și le fac între 20 ianuarie și 20 februarie. Le poate prinde bine sfatul unui prieten sau să aibă un model, să se inspire de undeva, de la o persoană care a îndrăznit într-un domeniu de care și ei sunt interesați și în care vor să lucreze. După care starea de flux, am spus, între 20 februarie, 20 martie, e o perioadă de inacțiune pentru ei, nu trebuie să-și consume toate rezervele energetice, mai mult să se încarce și să-și facă planul. După care, din 20 martie, au avânt și iau acțiune, iau decizii, ca apoi din 20 aprilie planetele să se instaleze în zona banilor pe care nu-i prea au, dar trebuie să facă lucruri mari cu resursele materiale și financiare puține pe care le au la dispoziție și așa își vor dovedi geniul. Taurii încep 2021 și ei făcându-și planuri și proiecte, poate chiar proiecte la modul concret, punând ideile pe o foaie, analizând ce au și ce nu au, punând chiar și relațiile pe această foaie, pentru că și relațiile reprezintă o resursă. Unii se pot gândi la afaceri cu străinătatea. Pentru unii, actele sunt foarte importante în prima lună a anului și dacă au diligență de făcut, sfatul meu este să acționeze până pe 30 ianuarie, deci cu mare grabă să vină din vacanță, pentru că din 30 ianuarie Mercur va fi retrograd până pe 20 februarie, de fapt 21 februarie. Și pe perioada retrogradării sunt aspectele legate de acte în carieră sau în legătură cu planurile lor sunt mai dificil de rezolvat. Iarăși o perioadă bună după 20 februarie. Sunt destul de tensionați taurii în primele două luni ale anului pentru că au multe lucruri de făcut și pentru că s-ar putea să nu se înțeleagă cu persoane importante din viața lor care nu le înțeleg nici viziunea și nici proiectele, care aduc de altfel multe schimbări de orar, de comodități și chiar și în relațiile personale sau în relațiile cu șefii. Însă o perioadă foarte bună, 20 februarie, 20 martie, o perioadă iarăși de reculegere, de întărire, de inspirare și de ajutor din partea unor persoane care nu sunt neapărat cunoscute. În perioada de acțiune, 20 aprilie, 20 mai, sunt cei mai energici și cei mai efervescenți și inspirați. Gemenii încep anul în care ar fi bine să fie mai liniștiți până pe 20 ianuarie, au nevoie să-și încarce bateriile și poate să-și analizeze viața, mai ales să vadă acele puncte sau acele elemente prin care au pierdut energie și bani. Fie pentru că n-au știut să discute, fie pentru că n-au evaluat corect oamenii sau situațiile, fie pentru că au dat prea mult credit, fie pentru că au cheltuit imprudent, fie pentru că au ezitat prea mult când trebuiau să acționeze și au acționat când trebuiau să fie mai circumspecți. Deci sunt tot felul de situații în care ei n-au calculat foarte bine și au fost un pic imprudenți. Să înțeleagă aceste contexte și mai ales cauzele care i-au dus la reacțiile respective, pentru că este o perioadă foarte bună până pe 20 ianuarie de reglaj, ca după 20 ianuarie până pe 20 februarie planuri mari de viitor, pot călători sau pot primi vești din străinătate și invitații din străinătate, care sunt foarte importante, o perioadă foarte bună pentru studii și acte, 20 ianuarie, 20 februarie, se pot rezolva multe lucruri. Este adevărat că Mercur, parte din această perioadă, este retrograd, de aceea se vor gândi și se vor răzgândi. Din 20 februarie până pe 20 martie, aspecte foarte importante pentru carieră. Unii renunță la o funcție sau la un
statut sau la niște responsabilități care nu li se potrivesc, alții fac o schimbare destul de importantă în cariera lor și fac acest anunț public după 20 aprilie, astfel încât toată lumea să fie lămurită cu noul lor drum. Pentru raci, un început de an în care își evaluează mai mult relațiile sau cum au fost evaluați și valorizați de ceilalți și parcă sunt hotărâți de acum înainte să țină mai puțin cont de opinia celorlalți, chiar și a partenerului de viață, să-și vadă mai mult de interesul lor sau să folosească asocierile, colaborările și relațiile și în folosul lor, nu doar în al celuilalt. Sunt mai puțin timorați, mai dezinvolți în legătură cu opiniile altora despre ei. Și au în acest sens o perioadă 20 ianuarie, 20 februarie foarte bună pentru a evalua pierderi și câștiguri și a se hotărâ pe câștiguri de acum încolo mai mult. Câștiguri care pot veni în urma unor schimbări de alianțe sau un alt mod de a pune problema într-un parteneriat pe care l-au, cerându-și drepturile. De aceea fac noi reguli, au noi principii după care se călăuzesc. Între 20 februarie și 20 martie, legătura cu străinătatea este de asemenea foarte bună și pot face călătorii afară sau pot primi vești importante de afară și chiar ajutoare nesperate. 20 martie, 20 aprilie, foarte bun pentru carieră, pentru raci, cu mari decizii, cu intransigență, hotărâri, au leadership foarte bun, dar și după aceea, aprilie, mai, o perioadă bună pentru planurile lor de viitor. Pentru lei, multă muncă, chiar de la începutul anului. Unii muncă profesională, alții muncă cu ei înșiși, pentru a-și ordona viața. Mai ales dacă au stabilit un nou regim, un nou orar de viață, trebuie cumva să-l instaureze prin exercițiu. Și poate nu este rău ca în primele două săptămâni măcar ale anului să acorde mai multă atenție micilor reglaje din viața lor. Accentul cade pe relații și popularitate, pe relațiile publice din 20 ianuarie până pe 20 februarie. Poate au și sunt într-o formă energetică bună, au dorința de a ieși mai mult la rampă, de a fi vizibil sau de a-și face cunoscute niște acțiuni și proiecte. Alianțe foarte bune, care sunt un pic reglate și e bine să fie reglate, pentru că pot fi contracte sau colaborări pe termen lung pentru niște proiecte de viitor foarte avangardiste, foarte noi, foarte originale, care pot începe brusc sau fără prea multe pregătiri, dar asta nu înseamnă că nu se pot derula pe termen lung. Au nevoie de bani după 20 februarie până pe 20 martie și cam cer în stânga și în dreapta, dar asta este perioada. Și apoi, din nou, acțiuni foarte energice din 20 martie până spre 20 mai, foarte energice și cu hotărâri foarte îndrăznețe. Pentru fecioare, un an în care au începutul este sub semnul încrederii în sine, poate că evaluează tot ce au făcut în 2020, pentru că a fost un an important și bun pentru multe fecioare, și evaluează deciziile, acțiunile, situațiile care au cerut curaj, care au ieșit în față, fie că au vrut, fie că evenimentele le-au împins, și cumva își au puterea, se instaurează în puterea lor. Apoi, 20 ianuarie, 20 februarie, o perioadă de cu foarte multă muncă, dar și cu activități care se schimbă de la o zi la alta, trebuie să facă față surprizelor, să se adapteze, nu au timp să respire, muncesc mult, dar vin și niște proiecte în avalanșă, niște propuneri în avalanșă și pur și simplu trebuie să se lase duse de val și să accepte propunerile care vin. Pot face o impresie grozavă în februarie, martie oamenilor cu care colaborează. Pur și simplu au foarte multă inspirație, le merge foarte bine. Câștiguri neașteptate pot veni în martie, aprilie, ca apoi în mai iarăși niște propuneri foarte bune chiar din străinătate. Balanțele au nevoie să-și încarce bateriile un pic mai mult, poate că prelungesc vacanța de sărbători și este indicat din punct de vedere astrologic, mai mult prin casă sau un contact cu ai casei. Și e bine că nu se grăbesc, de-abia după 20 ianuarie sunt într-o uriașă și fabuloasă formă pentru de toate, și proiecte profesionale, dar și pentru flirturi, pentru relații. Au altă optică de viață față de 2020, mult mai optimistă, partea plină a paharului, mai ales ies cumva din psihoza colectivă, dacă au fost cumva prinși de el, este posibil să fi fost prinse pentru că au fost tensionate.
Dar își propun să ia ce este mai bun de la viață și, într-adevăr, iese la suprafață o latură a balanțelor în momente de criză, care indică persoana de echilibru, persoana care vede și în întuneric o geană de lumină, care pune lucrurile în ordine, le așează în armonie și pentru ele și pentru cei din jur. Relație bună cu copiii, proiecte noi pe care le nasc și de care se ocupă imediat, pentru că au aspecte bune de muncă 20 februarie, 20 martie, foarte bune aspecte de lucru, cu o muncă ce se dezvoltă și pe alte planuri, câștiguri neașteptate la început de mai. Pentru scorpioni, anul începe cu multe acte, ședințe, discuții, evaluări, sunt foarte băgați în priză, au nevoie să-și facă un tablou de ansamblu și caută informații, de aceea fac investigații sau se documentează intens în primele zile ale anului. Apoi sunt foarte centrați 20 ianuarie, 20 februarie de propria lor bucătărie, de lucrul lor, ce au ei de făcut în etapa în care se află și se pregătesc minuțios, se ranforsează pentru lucrurile pe care și le-au propus. Relația cu familia este importantă, dar se detașează de responsabilitățile familiare sau cer un răgaz pentru ei și bine fac. Apoi pornesc la drum cu niște proiecte noi, originale și personale, 20 februarie, 20 martie, fabuloase, și muncesc cu sârb 20 martie, 20 aprilie. Aș zice contra cronometru, să grăbesc să termine lucrurile, să facă lucruri grozave. Pot ieși la rampă, la final de aprilie, început de mai, cu niște proiecte personale, uluind pur și simplu lumea. Pentru săgetători, anul începe sub semnul banilor, sau mai curând al economiei. Cei care au fost grijulii financiari se pot lăuda acum la început de 2021 că stau bine, că n-au pierdut, cât au, poate au pierdut alții, sau că au ceva în pușculiță de care se pot servi acum. Perioada din 20 ianuarie, 20 februarie este valoroasă sub semnul, și stă sub semnul planurilor și hârtiilor. Așa că noi proiecte pot fi puse pe hârtie și pot fi oficializate cumva, mai ales dacă au nevoie de aprobări și de avize. E bine să se străduiască pentru ele, deși trebuie să țină cont că Mercur este retrograd. Poate să aducă niște răzgândiri sau nu-i ajută cine credeau, ci altă persoană. Asta vor vedea mai ales după 21 februarie. Apoi, în perioada 20 februarie, 20 martie, trebuie să se ocupe mai mult de casă sau să-și conserve energia, să iasă mai puțin în evidență și mai mult să își consolideze poziția. Au nevoie și de sprijinul celor din casă. Apoi, din 20 martie în 20 aprilie, au din nou energie și având, iar din 20 aprilie până pe 20 mai au extraordinar spor profesional, cu niște schimbări la locul de muncă sau schimbă profesia sau schimbă doar locul de muncă, dar ar putea să fie foarte mari schimbările și cel mai bine le-ar prinde să aibă ceva pe cont propriu. În tot cazul, se evidențiază prin idei originale la muncă. Capricornii au un început de an foarte bun. Mai la începutul anului, în primele două săptămâni, sunt centrați pe ei, nevoile lor, poate că nu se grăbesc să intre în forță în lucru, însă din 20 ianuarie au tranzite foarte bune, în primul rând în zona banilor. Bani pe care îi cresc datorită ideilor lor inovative și geniului lor și datorită îndrăznelii cu care folosesc noua tehnologie. Poate sunt printre primii la locul de muncă care știu să folosească noi unelte, noi ustensile, noi aparate, dar au și idei prin care pot să aducă ceva inovativ, o noutate la locul de muncă. Unii se pot gândi chiar mai mult decât atât să schimbe ocupația. Apoi, 20 februarie, 20 martie, este o perioadă cu drumuri sau cu discuții foarte multe și, de asemenea, și cu acte și aprobări. Trebuie să treacă prin furcile caudine ale sistemului pentru proiectele pe care le au. Sunt mai liniștiți în perioada 20 martie, 20 aprilie sau problemele legate de familie sunt activate, ca din 20 aprilie până pe 20 mai, din nou având energie, curaj și poate ceva flirturi. Pentru vărsători, debutul anului este mai lent, au nevoie să-și încarce bateriile sau de un moment chiar de singurătate, pentru unii poate o retragere
în camera lor sau departe de casa lor, în tot cazul într-un spațiu unde ei pot să-și pună în ordine ideile și în liniște sufletul. De asta este nevoie până pe 20 ianuarie. Din 20 ianuarie sunt într-o formă superbă, se schimbă energia radical, dispoziția lor de asemenea, comportamentul, gesturile și felul în care comunică cu cei din jur, implicați, în vervă, energici și curajoși, vin cu idei noi și cu chef de lucru. Nu se înțeleg foarte bine cu cei din familie, nici nu mai țin pasul cu cei din familie și nici nu-i consultă în lucrurile pe care vor să le facă, dar așa sunt vremurile astrale și așa trebuie să se ocupe. Dacă trec imediat la lucru, pun în practică ideile lor, atunci au toate șansele ca în perioada 20 februarie, 20 martie să câștige bani. În tot cazul au un simț fin al câștigului și nu-i înșală. Știu exact care sunt curenții care îi duc spre filonul de aur, de aceea în perioada 20 martie-20 aprilie acționează cu multă îndrăzneală, au lipici la public, știu să comunice, știu să-și propage ideile, să-și facă publicitate și pot veni cu o formulă noi, cu idei noi, originale, o altă punere în schemă a acțiunilor lor care este foarte inspirată. Își trag sufletul un pic, apoi în perioada 20 aprilie-20 mai. Pentru pești, anul începe sub semnul reinventării. Au o puternică dispoziție ajutată de Pluton de a-și lua viața de la capăt sau un proiect de la capăt, poate nu exact în termenii în care l-au desfășurat sau e vorba de un proiect nou. Pentru că vor să demonstreze și lumii, colectivității, oamenilor din jurul lor, că ei pot fi și altcineva decât i-au obișnuit până acum. Trebuie însă să țineți cont că prima parte a anului este foarte specială pentru pești, le recomandă, chiar dacă vor să facă lucruri noi, să demareze ceva nou, trebuie să țină cont că planetele sunt mai curând circumspecte. Deci, avântul îl iau în vară, dar trebuie pregătit în aceste luni. De aceea își pot face un contur al viitorului până pe 20 ianuarie. Perioada 20 ianuarie-20 februarie este o perioadă de încărcare, nu de manifestare, și trebuie să fie foarte bine conectați la sufletul lor și la conștiința lor, să se pună în pace cu ei înșiși, astfel încât atunci când demarează, după 20 februarie până pe 20 martie și iau decizii și acțiuni, să nu mai aibă niciun regret, nu asta să stea la baza acțiunilor, regrete, rușinea de a demonstra ceva, de a arăta lumii neapărat pentru a schimba părerea celorlalți. Sigur că îi preocupă lucrul ăsta, dar nu asta trebuie să fie motivația. Ei înșiși și sufletul lor și conștiința lor trebuie să fie motivați. Apoi câștiguri. 20 martie, 20 aprilie este perioada cea mai frumoasă pentru câștiguri. Banii s-ar putea să le zboare din buzunare, dar să fie pentru o cauză nobilă și cu eficiență cheltuiți. Ca apoi 20 aprilie, 20 mai să fie iarăși o perioadă bună și pentru drumuri și pentru întâlniri foarte interesante și discuții care le dau noi perspective de viitor.